face. Da, da, da. Asta e altceva. Bravo. E altceva. E alt, total, total, e total alt situație. E total alt situație. Sigur că e alt liber. Cine dorește să vorbească? Mă mulțumim mult. Nu, tu, că nu-ți vă simți simte. Nu, nu, nu. Alexandru, tu obraznic, e ca așa. Eu sunt obraznic. Da, tu ești obraznic. Părinții tăi nu te-ai educat cum trebuie. Și tu trebuie să stai acasă la 14 ani alături de părinți. Să umbli prin parcul, să cauți... Eu nu am fost chiar așa. Motive de... Dar păi, el vă filmează, el vă face scenă. Mergeți dumneavoastră în Sierra Leone. Sunt unul, așa, și acolo îți vină copii, hai cu dumneavoastră. Dar poze, normal că vă simțiți cumva. Să mă filmeze. Aiure, adică te identificat unul din mulțumire să fac cu dumneata obraznic. Că eu spus cu două. Și să obraznic. 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 Eu sunt educat. El a și de la școală, tu ești în clasa 8, da? El muncești toată ziua. De-a mult trecea nouă, trecută nouă. Cu mai rău. Oameni diferiți. Și mai rău. Și părinții nu te-au agresat la tot pasă. Educația de cine e agresat. Și asta e păcat. Și-l ofensă. Pe mine mă supărați, domnule Ieri. Cum, e ca să o supărați. Mafia, pe mine supărați. Ies eu, pe momentul când o viață la la mine de azi. De exemplu, motivele, atunci ia ceva, motivul, hai, poate nutriți un anumit sentiment de admirație. Ați cumpărat apa? Asta e altă situație. Dar în momentul când vreți, pur și simplu, așa, ca lângă un anumit. Ce? Auzi? Fotografia că sunt usuliet, sunt tot felul de acolo. Asta e jignitor. Ea n-a ascultat. Auzi? Eu, nepoții ei, nu-i pun așa lângă mine. Au deosebit stimă, față de jos. Nu, lângă bradul de Crăciun și lângă un om de culoare. Nici nu știți cine, nici nu-l cunoașteți. Îl cunoașteți? Cum nu-l cunoașteți? Atunci e altă situație, da. Dar dacă l-ați fi salutat, domnul John Onoje, dacă vreți... Când o candidat la președinție... Da, când candidat la funcție de... Nu, dacă îl rugați pe nume, omul aveți să simte măgulit, dar așa dacă v-ați dus lângă el și hai să ne fotografiem cu dumneata, fără bună ziua, fără cine ești... Dar de ce? Îmi pare rău, domnul, a auzit? Eu l-am salutat, mi-am cerut scuză că, în primul rând, parcă puțin... Supărat, iar. Am înțeles, nu că supărat. Am înțeles că am văzut că dânsii discutau. N-are dispoziție. Nu, că dânsii discutau. Mi-am cerut scuză, poate v-am întrerupt discuția. Bună ziua, poate. Am înțeles. Băi, care-i treaba? Dar dacă aș fost categoric, nu, nu. Dar dacă am văzut că așa omul e obosit, pur și simplu. Dar poți așa să l-am fotografiat. Ce care-i treaba? Gata, s-a rezolvat problema. Ne-am lămurit. A, să-i faceți... Să-i faceți monument la urmă. Deci comunicarea contează foarte mult. Da. Crește mie foarte mult. Piața vine așa. Numai tu spate spune, domnul Rosaru, este un drept fundamental. Copii împătă aici și mafia vine imediat la spate. Băiatul, tu mă citești de ceva o construcție, ca să vezi ce înseamnă drept fundamental. Dar măcar o dată să o citească. Ia ca să o aduc data viitoare. Eu când ați luat dumneata acasă, n-ați am voie să simt că acela ceva de la mine acasă, nu știi cum. Dacă am spus un nou, eu știi de ce. Că legea nu permite. Hai, lasă discuția asta. Eu văd că voi așa obrazi, bine, cât... Mie îmi pare că dumneata ca jurist nu înțelege elementarul. Dacă omul a spus nu, mai departe nu o să discute. De-am de altceva, de-am de ce filmează. De o noașă am uitat. Nu, dar e tot așa e situație. Dumneata nu vrei să fii filmat. Nu, de asta ești supărat că el te filmează. Eu i-am spus, nu de atâta. Dar de ce? I-am spus să nu fii obraznic. I-am spus mai dar cum a fost obraznic? Te-a filmat. Cu ce a fost obraznic? Sau că râde? Eu i-am spus în deci de filmat te deranjează. Dar nu, că el mă filmează numele. Filmat. Dacă tu poți să mă filmezi când vrei. Dar el cu ce ocazie mă filmează. Dar și poate, pentru că ești în spațiu public și el poate. Și are cameră. N-are nici dreptul, n-are nici capacitate, n-are nimic. Dar pe John spuneați că trebuie neapărat să fotografieze. Dar nu am mai zis eu așa ceva. De ce vorbești o iurile? Eu am auzit ce ai spus. Cum? Deci eu am zis, dar și în care e problema? Exact, care e problema că te-ai filmat cu ochelul ăsta? Cam așa ai spus. Cineva de aici, spuneți-mi, vă rog, cine e de acord că Constituția permite filmatul spațiu public? Cine dorește să vorbească la microfonul liber, apropiați-vă. Hai mai nu mă ignorați, spuneți-vă rog frumos la o întrebare. Ceartă?